Klaus Iohannis, după întâlnirea cu Muguris Rescu, BNR trebuie să urmărească, cu responsabilitate, stabilitatea preurilor. Președintele României, Klaus Iohannis, a avut miercuri, 25 aprilie o întrevedere cu conducerea Băncii Naționale a României, reprezentat de guvernatorul Muguris Rescu și prim-viceguvernatorul Florin Georgescu. Această întâlnire a fost ocazionată de necesitatea consultrilor în privința medierii disputelor dintre guvernii BNR, referitoare la riscurile cu care România se confruntă în prezent în ceea ce privește inflația și coordonarea politicilor economice. În cadrul discuțiilor, a fost analizată situația macroeconomică existentă, context în care președintele României a subliniat ce este esențial independența Băncii Naționale a României în legătură cu deciziile de politic monetar, aceasta fiind o condiție fundamentală pentru un stat membru al Uniunii Europene. În acest sens, președintele Klaus Iohannis a menționat ce Banca Națională a României trebuie să urmărească, cu responsabilitate și determinare, obiectivul fundamental de asigurare a stabilității preurilor, astfel încât veniturile românilor să nu aibă de suferit prin secederea puterii de cumpărare. Guvernatorul BNR a prezentat principalii factori ai creșterii preurilor, arătând ce influențele semnificative provin din componente aflate în afara sferei de acțiune a politicii monetare. Referitor la problema coordonării politicilor economice, președintele României aprecia că aceasta nu înseamnă ce politicile unor autorități să fie subordonate obiectivelor altora, însă ansamblul politicilor economice trebuie să asigure, prin toate măsurile care se impun, stabilitatea și predictibilitatea cadrului macroeconomic. Astfel, președintele Klaus Iohannis a subliniat ce atât guvernul, cât și Banca Națională trebuie să evite abordările concureniale, astfel încât cooperarea instituțională să fie una eficientă, în condiții de echilibru și responsabilitate față de interesele economice ale României. La finalul întrevederii, președintele României a exprimat speranța că vor exista discuții între guvernii BNR în perioada imediat următoare, care să îmbunătățească dialogul instituțional și cooperarea în domeniul politicilor economice.